Ce v-am adunat pe aici? Astea de dreapta mea îl atacați pe Băsescu, ca așa vreau eu, mai înțeles? Plictisit de scandalul pe care le tot provoacă, George Becali s-a dus să se retreagă la stâlp. Ca orice om și războinicul, nimeni simte nevoia din când în când să se întoarcă la origine, acolo unde îl trimite din ce în ce mai multă lume. Era și doar aștepta, că îmi bubuie picioarele, nu mai pot. Păi îți bubuie picioarele, că ai făcut cumpăsăraie pe discoteci! Ai profitat de la plecarea Gigi! Tu ești câtă, uite-ne, Gigi! Mărândescule! Doar ți-am zis, uite că... Mărândescule! De ce-mi tulburi liniștea în vârf de munte, nici aici nu scap de voi? A venit și eu aici să-mi ulgoile, să mă reculeg și ce ai venit peste mine, sufletul meu? Gigi! Dar toată lumea e îngrijorată, toată lumea e îngrijorată în treabă de dumneavoastră! E lumea grijorată de mine! Misă, nu merg acasă și cu asta basta, că nu vreau eu, uite-ne! Da, Gigi, avem o groază treburi de rezolvat! Deci o groază treburi de rezolvat pe telefon, apasă tastatură, uite câte treburi de rezolvat sunt aici! Trebuie să betonez, să ai banul la oi! Trebuie să fac case la oi, mai înțeles? Unde să stea bietile voi, mai înțeles? Lasă bre prostiile, vino că avem meci cu Mioveniu, Lăcătuși nu e stare nici să facă echipa, măcar! Le-a trimit pe SMS 22 de jucători cu rezerve, cu tot pac-pac pe bancă. Am videotelefon aici, mă uit la meci, uite așa, nu mai vreau tribune, nu mai vreau brichete, nu mai vreau nimic. Asta, asta, nu merg nicăieri. Nea Gigi! Așa. Ce le spunem oamenilor, poporului? Le spuneți că sunt bolnav și cu asta, asta. Nu, bre, că nu crede nimeni banii vernele astea, bre. Nu crede nimeni banii verne, nu crede nimeni banii verne. Le spuneți că am râie căprească. Cu asta, asta. Râie căprească? Râie căprească. De la oi? De la oi, de la capră. Ai călcat strâmb, gata! Călcat strâmb, am râie de la capră, capră! Cam un nebun la București, a avut 31 de capre simbolic, mai înțeles, am pus să rămână cu 30 de capre simbolic, cu oameni 30 de oi simbolic să le bulgă și mi-a trimis mine o capră neagră aici, ca să am și o oaie neagră la tâmpă. Și mă cheamă capra neagră, capra neagră, bănel! Că uite așa mă cheamă. Bănel! Ia Gigi! În cazul ăsta trebuie să mergi la spital să mă caute de râie! La spital, eu, la spital! Vulturul Becali la spital! Da. E greu cu Becali, măi. Am ce să caut eu la spital, mă. Viața vieților mele! Am ca niște prânzătări mele, iar am arțuri. Mai vedeți? M-ați enervat. Deci, Nea Gigi... Nu merg nicăieri. Nea Gigi, nu trebuie să ne înțelegem. Trebuie să veniți cu noi. Veniți acasă. Noi nu plecăm de aici dacă nu veniți cu noi! Nu și ce o să faceți, mă, voi atâta, dacă nu merg eu cu voi? Ce o să faceți, băi, atâta, dacă nu plecați? Da, ce o să faceți? Ce o să faceți, băi? Vreau să vă zic, ce o să faceți? Mă rădesc cu bandă! Eu vin să mă urmăile și... Adă o frânghie și leagă-l! Gata și... Hai! București, bună seara România, suntem Andreea Esca și Mircea Solcanu, ghici care la naiba. Și vă prezentăm știrile cretinoide, știrile care vă arată lumea așa cum este ea. Astăzi transmitem un buletin de știri special dedicat prietenilor noștri necuvântători animalele. Știri interne, la naiba. O găină din România va intra în Guinness Book. Felicitări, bravo tu, Galina, ce nebună! Găina Nuții din orașul voluntar județul Ilfov, ce-mi place județul Ilfov, este prima galina cei care a reușit să violeze un cocoș. Oameni, eu mă chinui de ani de zile și nu reușesc, la naiba, puii mei. Performanța găinii a fost transmisă în direct și în reloare, bineînțeles, la OTV și va intra în cartea recordurilor la rubrica România, țară de bază. La auzul acestei vești, găina care a născut pui visa se ucis de ciudă luând o supradoză de manele. Un macac. Macac. Macac? Un macac de la grădina zoologică din București, în puii mei, fumează. Aleu, ce obicei urât la naiba! Asociațiile de protecție a macacilor au solicitat să se ia măsuri urgente pentru ca macacul să nu-și mai distrugă sănătatea la naiba. Conducerea grădinii zoologice a acționat rapid și eficient, astfel macacul a renunțat la fumat și a început să prizeze cocaină. Da, ce? Continuăm cu știri externe. Un pescar din Croația s-a decis să-și vândă câinele pentru că n-a mai suportat faptul că patrupedul prindea mai mulți pești decât el. Foarte bine, dragă, foarte bine. Și eu mă chinui de ani de zile să-mi vând macacul. Ăsta, pisica, dragă. De ce? Nu suport care are mai mult succes la bărbați ca mine.
Dăm legătura acum corespondentului nostru special, Sorin Ovidiu Bălan, care este de față și ne va da câteva detalii cu privire la un incident mondan în care a fost implicat un animal domestic. Sorin, ai legătură. Mi-era dor de tine, Sorin. Mulțumesc, Mircea. Mulțumesc, Andreea. Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, sunt Sorin Ovidiu Bălan și de această dată nu mă mai cutremur pentru ticăloși, jicodii, ce mai scursurile societății. De această dată mă cutremur datorită unui scandal comparabil cu Big Band-ul, cu ciocnirea a două supernove, un scandal între Mihaela Rădulescu și Andreea Bănică. Doamnă Mihaela Rădulescu, ex-bănică, ex-junior, ce aveți de spus despre ce s-a întâmplat? Ce s-am de spus, domnul Bălan? Treceam ca în fiecare dimineață la plimbare cu al meu cățel pe aici, ca de obicei, și a venit moldoveanca și l-a mușcat, domnule. Uitați-vă ce rană are, ce traumatizat, ce sărac. Cum minți, nici măcar nu l-ai de față! Doamnelor, vă rog să spuneți telespectatorilor noștri, cetățenii cinstiți, plătitorii de taxe și impozite, contribuabilii români, dacă erați sau nu erați de față. Eu nu eram chiar de față, m-a oprit un admirator să-i dau un autograf și când a fugit din lesa, asta s-a întâmplat. Ei bine, ați văzut, nu era de față, să vă spun eu, domnul Bălan. Eu treceam așa întâmplător și ce să văd, un câine mușcat de un alt câine. Și evident, am vrut să-l ajut. Deci recunoști că l-ai mușcat. Nu recunosc, n-am mușcat niciun câine, m-a trecut. Moldovenco, uitați-vă puțin ce rană are, se vede clar că e mușcătură de cățea. Asta nu de câine. Nu este mușcătură de cățea, el e traumatizat din cauza stăpânirii. Din cauza surprizelor tale, e traumatizat. Hai, Moldovenco. Doamnelor, doamnelor, vă rog să vă calmați, să păstrați o atitudine decentă în fața telespectatorilor noștri, cetățenii cinstiți, plătitorii de taxe și impozite. Toată lumea știe că iubiți animalele. De ce nu ați iniția împreună o campanie de protejare a acestora? Dar știi că nu e o idee rea. E foarte bună. Dar pot să propun eu prima, dacă se poate. Îmi propun o campanie împotriva jivinelor care nu se mai află nicio grilă de program a televiziunilor. Ei bine, sunt întru totul de acord, pentru că aceste jivine vor fi protejate din cauza spălării pe creier pe care o produce duminica în familie. Doamnelor și domnilor, predau acum legătura. Sunt Sorin Ovidiu Bălan, Andreea, Mircea. Moldoveanco, tu ești spălată pe creier, ai înțeles? Bă, dracu, că te fac prietene cu câine cu tocare! Cair! Bă! Ce chestie ciudată, dragă, auzi un câine care privește cum se hârjonesc două capre la naiba. Acestea au fost știrile din această seară, Andreea Esca. Și Mircea Solcanu Ghișcare. La naiba, vă spun la revedere. Și nu uitați, spuneți nu drogurilor. Auzi, ai, nu, nu, lasă-mă nu, face nu, că nu, haide tu! La naiba! Mamă, soacră? Da! Asta cine e, bre? E vreo colegă de grădiniță de-a matale? Ce bine simțiți! Aoleu! Nu vedeți, bă, oameni buni, că o caută moartea pe acasă! Auzi! Lași-mă că găsești și aici! Mie îmi place! Aoleu! Sunt doar experiența! Da! Și sunt eu așa... Care e un avantaj? La ce avantaj are, mamă, soacră? Nu știu, ea întreabă ceva! Mamaie, unde ai mai lucrat? Poftim! Ce avantaj, bă? E sordă! Și? Și pentru că e sordă, așa? N-o să audă toate prostiile pe care le trimite. Hai de metal din gură, bre, taci din gură! Mamaie, ce referințe ai? Ce referințe ai? Referințe? Îmi plac bărbații între două vârste, așa ca matale. Dacă luați pasta menajeră, mă jur că divorțez. Nu mai cum să divorțez, că suntem deja divorțați. Păi uite, mă însoși și după aia divorțez și mă rog, mă rog, mă rog, mamica, hai să vedem al candidat. Hai, mamica. La revedere, hai. Mă rog, din vedere? Parcă v-aș cunoaște din vedere. Du-te, mama! La revedere! Salută munca de partea mea! Hai, stai-o! Du-te, du-te! Pa!
Fără regrete, nu te uita înapoi! Go with, go with the wind! Hai, la revedere! Don't call us, we'll call you! Ah, era bun! Ce-l mai urmă reșelit de așa? Așa și hai! Următoră! Bună ziua! Ho! Pașirele! Aolea! Sărmâinile, sunteți angajată, puteți să începeți de mâine? Trigoana! Dragă, nu mai țipa așa, dragă, te sperii pe domnișoara! Domnișoara! Referințe, ai? Bineînțeles! Aoleo! Respira mult așa! Aoleo! Eu, uite cum desfac! Ia să văd! Aoleo! Sunteți sigură că n-ați uitat nimic, domnișoară? Trigoana! Domnișoară, vă rog! Domnișoară, vă rog din suflet să o iertați pe soția mea, de pe fosta mea soție, are un tic nervos, de cât de cât îmi strigă numele. Trigoana! Domnișoară! Scrie aici în CV că vă place fotbalul. Cu ce echipă țineți? Argentina! Aoleo! Răspuns greșit, domnișoară! Nu, nu, nu! Ați făcut cea mai mare greșeală pe care puteați să o faceți. La revedere, sărămâinile! Vă rog să ne lăsați un număr de telefon pe care eu și cu tata Zucru să vă contactăm pentru alte joburi și i-am luat numărul. La revedere! Mulțumesc! Să-ți fie de bine, mamă soară! Ia cu pâine! Iau cu puțină cafea! Următoră! Următoră! Ce mai, nu mai trebuie nimic acum! Bună seara! Bună seara! Ce poșoroi! Bună seara, ticule! Ce cauți tataie pe aici? Păi am venit după... Hai, curaj! După amicii de ziua! Ceva! N-ai citit anunțul în ziar, scrie așa, angajăm, menajerăm, menajerăm. Dar de unde, dragă, discriminarea asta? Arată și mie unde scrie, vreau să văd și eu unde scrie, că menajerele trebuie să fie femei. Asta e normal. Nu să ne angajăm și noi menajer bărbat, a? Să ai tu fupe, să te curgi cu ele în patul nostru, conjugat! Dragă! Din punctul meu de vedere, puteți să vă spălați cu el pe cap! Ce ai să spun? Eu le iau pe tata Socru și mergeți de plimbăm în parc să ne mai risim. Hai, hai, mă, cu ce așa nebunești! Poate prindem paia, vreți mai rău, număr de telefon. Uleu, aia te respire mult, hai repede cu aia. Adriana? Da, mămică. Du-te după ei. De ce? De ce? Pentru că sunt sigură că o să ducă după fufa aia să-i ceară număr de telefon. Du-te, du-te. Mămică, să știi că ai dreptate, nu m-am gândit la asta. Te descurci singură? Da, da. Am fugit. Genială! Pe unul tău funcționăm! Perfect! E curaj! Să ajută-mă pasional! Da! Dar nu te pripi! Nu! Pa! Pa! Bună seara! Și bine v-am regăsit la o nouă ediție. Domnul Gâdea! Da, domnul! Am avut o informație importantă, domnul Gâdea. Da, numai puțin, domnul. Bună dimineața, domnul. Ce? Hai, domnule, că nu dormeam. Eram așa căzut pe gânduri și mi-era frică să nu spar cap. Domnul Gâdea, să știți că nu se mai poate. Iar ne pierdem în nimicuri, să știți că eu plec din studio. Ce să zic, vezi, doamne, pleacă stand în studio. Da, iertați-ne, domnul. Haideți să vă E ultima oară când vă mai iert, domnul Gâdea. Mă jur pe ciuful meu. Am primit o informație azi dimineață pe laptop, domnul Gâdea. Hai să vedem, domnul. Și cred că e foarte important. Da. Stați puțin că s-a blocat laptopul pe un site porno. 9 secundă. Aute ce bună e asta, domnul Gâdea. Când ați mai văzut domnul Gâdea asemenea buci ultima oară? Azi dimineață, domnul. Până asta. Uitați, domnul Gâdea, poza asta. Și asta e natura, domnul Gâdea. Ia uitați. Ce e asta, domnul? E un tort cu frișcă și cu ciocolată. Și dacă îmi permiteți, pot să investighez eu, că am o lingură. Știți, eu sunt pescar și dau la ștucă și port tot timpul lingura la mine. Domnul Gâdea. Da, domnul. Spuneți-mi și mie ce zi azi, domnul Gâdea. Nu, din informațiile pe care le-am primit pe sursă, domnul. Cred că e marți. E marți? Da. Trei ceasurele, dar e și ziua domnului Cristoiu. Și am vrut să-i fac o surpriză. Domnul Gâdea, deși mi-e antipatic, pentru că doarme pe banii lui Voiculescu. Bună seara, domnule. Iar eu mă adic ca papagalul aici, în studio, cu laptopul ăsta. Iată un gest frumos. Ce domnul Gâdea, îmi s-a mai surpriza în masă.
Da, da, surpriza cea mai mare, domnul Gâdea. Da, domnul. Vine de-abia acum domnul Gâdea. Ce avem aici, domnul? Aveți aici un plic și cu o invitație pentru domnul Cristoiu. De unde credeți, domnul Gâdea? Pe surse nu mi-avem nicio informație. Domnul. Vă spune pe sursele mele care nu mă mint niciodată, domnul Gâdea. Este o invitație de la preferata domnului Cristoiu, Elena de la Mandinga, care îl invită la un restaurant, domnul Gâdea. Elena de la Mandinga. Ce frumoasă surpriză. Eu trebuie să plec, domnul Gâdea, trebuie să mă duc să cumpăr și niște flori, să fac un duș, să mă schimb, mă duc la doamna Elena de la Mandinga. A cât e de zgârcinii, nu cred că o să cumpere flori. Și acum, domnul Gâdea, da, surpriza emisiunii, da, domnul Gâdea, stau să aranjez. E că acum putem să facem și noi emisiunea Liniștiți fără domnul Cristoiu, domnul Gâdea. Și mâncăm și tortul, domnul Gâdea. Publicitatea vreau să... Da, la mulți ani, domnul Stan, să ne trăiesc pe aici. Mă zârfă carne de porc, na, că noi nu vindem cocaină. Dar bineînțeles, nu minte, nu minte, el nu vinde niciodată cocaină, doar heroină. Hola! Este vorba de reclamantul Dulănescu Ion, așa numit și regele muzicii populare românești. Și în stânga mea și în dreapta dumneavoastră, cunoscută artistă și îndrăgită interpretă de muzică ușoară, dar și de rock, reclamata Drăgan Dida. Ce aveți de spus, reclamant Dulănescu? M-am născut între carapați la apoale de munte. Reclamant Dulănescu Ion, nu ne interesează povestea vieții dumitale, da, suspectă. Vă rog să mă iertați, domnul judecător. Iată ce am eu de declarat, domnul judecător. Această nenorocită, această jertfă... Vă rog, fără calomnii, da? Această inculpată, Drăgan Dida, de-a lungul vieții ei și de-a lungul vieții mele, că e mai bătrână ca mine, uite-te... Să lăsăm-o. Da? Mi-a furat o serie întreagă, o multitudine de melodii dragi sufletului meu. Nu e adevărat! Din gură și recunoașteți fapta odioasă jigodii. Da, ce? Nicoce, își recunoaște ce ai făcut. Ce melodie v-a furat? Spre exemplu, ca să dau un singur exemplu, domn judecător, ca să nu ne întindem, această inculpată a furat de la mine melodia O lacrimă de stea, măi. Ia să auzim cum sună această melodie. O lacrimă de stea! Bravo! Bravo! Da. Cred că nu are rost să ascultăm varianta originală. Cum, domn judecător? Totuși, hai să... Da, deci iată melodia, oameni buni, după care a fost furată o lacrimă de stea, sună cam așa. Așa. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, când nu era struguri colți la vie. Da, suspectă melodia, nu prea văd asemănarea, dar... Păi, dar n-aveți o ureche muzicală, domn judecător? Nu fi obraznic, mai aveți ceva de declarat? Nu mai am nimic de declarat! Nu dumneata, el. Eu, da, mai am de declarat că această nenorocită... Fără jigniri? Vă rog să mă iertați. Deci această inculpată, împreună cu alți colegi de breastră, deci iată crimă organizată... Lăsați-ne pe noi să apreciem. Așa. Mi-au furat melodia Mărăcine, Mărăcine pentru a lansa hitul internațional Deschideți poarta soarelui, măi. Să auzim hitul internațional. Deschideți poarta soarelui să poată răsări pe adâncul cer senin și pur în ochii de copil. Bravo! 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 Cred că numai...
are rost să ascultăm și doamne varianta. Doamne judecător, vă rog. Hai, vă rog. Deci iată melodia după care a fost furată această melodie. Iertați-mă că vă întreb, da. Cum se cheamă? Mărăcine, mărăcine, măi. Dați-i drumul. Sună așa. Mărăcine, mărăcine, tu ai scos un tuc din mine. Liniște! Da, juriu, adică eu, ne retragem ca să bem o... să deliberăm. Doar din suflet, lăsați puțin că v-am spus de la început că mai am un proces pe rol, vreau să mai dau una fără de de această inculpată, mai vreau să mai dau în judecată pe inculpatul Priestley Elvis. E mort, încearcă cu bănică junior. Da, atunci o să-l dau pe bănică în locul lui Elvis, care mi-a furat o melodie, mi-a furat Devil in Disguise, măi. Vă rog să mă credeți, ascultați cum sună. You're a devil in disguise, for yes you are, a devil in disguise. You're a devil in disguise, you're a devil in disguise. În ochii de copii. Bravo! De voie, de nevoie, Nea Gigi a ajuns la spital, unde îi se fac investigații ca să se stabilească dacă are păcat rietoprească. Am avut și alți pacienți înaintea noastră. Am avut alți pacienți înaintea mea. Păi înaintea mea nu-i nimeni! E greu cu becarii. Vă e frică de doctori? Bă, trebuie dacă mi-e frică de doctori. Dacă mi-e frică mie de doctori. Păi mi-e frică mie de doctori. Mi-e o groază de aici, ce s-a spus. Sunt și periculoși doctori ăștia. Dar de ce întrebi? Experiență. Pacienții care vorbesc mult se tem de doctori. E, uite că eu nu mă tem. Trebuie să vă consult. Dau consultanță gratuită. Și aici și la domiciliu, mai înțeleg. Vă rog să stați liniștit. Am o liniște sufletească. Da? Ce n-ai pomenit în viața veților tale? Gura mare, ziceți a. 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 Nume. A. Da. Reflexele. Vă rog să stați liniștit. Relaxat. Vine cu ciocanelele astea la mine, mai înțelegi? Că sunt alea de pui, ciocanele de pui. Mă doare pe mine. V-a durut? Mă bine să mă doare pe mine în viața vieților mele! Bun. Acum o să fie un pic mai dureros, trebuie să vă iau o mostră de piele. Haina sus. Ia mai repede că mă grăbesc! Sus! Haideți că a fost greu, dar a trecut. Ți-a spus că nu mă doare! Ți-a spus sau nu ți-a spus? Mi-e frică de doctor și nu mă doare. Da. Și cu asta, basta. Gata. Am uitat să vă iau sânge. Sânge! Bună seara, prietenilor! Aplicați uniform la naiba. Să nu ratați niciun loc, pentru că această cremă vă face bine la naiba. Iată-mă, Darius, la naiba. Crema vă va face fierea extrem, extrem de catitrata. Mare atenție însă la naiba, mâinii mei. Această cremă nu este un lubrifiant, dar la nevoie nu ezitați, la naiba. Crema poate veni diferite arome. De kiwi, de pepene galben, de pepene verde, de struguri, de lămâiță. Să vedem asta ce fel de aromă este.
să fie. Mergem toți la pușcărie. O să plătim avocate să ne scape de la hate. Să ne scape de la hate. Gata! Ce-i cu toate armele astea? Doamnă, armele astea e ca să ne apărăm și noi de infractori. Da, vechea placă. Doamna milițiancă. Polițistă. Doamna polițistă. Hai că să vă zic eu că el nu știe. El nu știe. Eu sunt prost eu. Ce-i cu armele astea? Ca să vă spun eu așa dumneavoastră, ca să mă înțelegeți dumneavoastră mai bine, doamna milițiancă. Asta polițistă. Armele astea știți ce-i cu ele? Așa. Armele astea la noi în casă e aici, că noi le-am găsit. Așa. A, da? Unde? Unde atâta vorbăraie? Unde? Ce? Cum? Unde? Le-am găsit și cu asta basta. Unde le-am găsit? Așa m-a rucat rahatul la minim. Păi nu le-ai găsit tu? Le-am găsit pe stradă, na. Pe stradă? Da. Și dacă le-ați găsit pe stradă, de ce nu le-ați adus la poliție? La poliție? Dicta la ea, mă, să le duce la poliție. Păi, mă, ta știi cât costă armele astea? Cât costă armele astea? Taci, mă, că eu știu ce vorbesc. Armele astea costă o avere, că noi vrem să le vindem, să folosim banii ca UNICEF-ul, scopuri caritabile. Așa, doamne. Caritabile. Da. Arme, scopuri caritabile. Stai, că vreau să, hai să vă expun. Ei, ia spune planul meu, care vream și era cel de acord. Mm-hmm. Să zi. Luăm armele astea și să le ducem la copii amărâți de pe stradă, care n-are și cu ce să se joace Counter-Strike. Că nu e calculatoare, da. Guvernamentale. Mm-hmm. Da, cu drogurile ce e? Da, droguri! Aole, baule, droguri în casa mea! Mă jur pe cea mai scump, să moară mama, să vie, să afle, să găsească, să moară ce-am pe casă, să fie, să n-apuc să văd pe Sorinel Pustu cu Adi Minune, curtă la un loc, dacă noi știam ceva de droguri în casa noastră, nu se există. Dar nici nu e droguri, nu e droguri, e faină, că proastea de Maria Câmpina folosește faină la Vrăjel. Faină, în priculețe. Ce sunt? Doamnă, mi-e asta polițistă. Să fie să afle. Eu mă jur pe carne de porc că la noi nu se folosește droguri. Uite, țară și septul, na? Așa. Noi nu tragem pe nas, uite. Aia. Suntem bolnavi, șamărâni. Foarte bolnavi. Nu folosiți, dar vindeți. Omule, să fie să afle. Mă mai jur odată, poate voi crede. Mă jur pe carne de porc. Nu, că noi nu vindem cocaină. Dar bineînțeles, nu minte. Nu minte, el nu vinde niciodată cocaină, doar heroină. Coina? Nu! Eu nu vând nimic. Așa. Heroină? Se reține. Să nu se reține nimic. Ascultați-mă pe mine, mă jur pe carne de porc, că n-avem de-a face cu făină la noi în casă. Cu aurul ăsta ce e? Aurul ăsta este moștenire de la strămoșii mei. Care mă lăsa acolo? Mâna. Care strămoșii tăi și ceasul? Da, ceasul ce e tot de la tine, e de la faraoni, de la piramide. Agata, liniște, suntem arestați! Liniște! 20 de ani de pușcărie! Copilașii mei! Halo! Surpriză, na! Macaca! Am făcut o rodă compozită! Macaca, mă, să bine! Toate trece, azi este zi, oala rece! Toate bine, toate trece, toate de mari! Ai făcut tutor pentru mine! Măi, impotentule, mă! Surpriză, ca la Andreea Marin! Oala rece! Bagă cu mămăligul, că a fugit tortul! Dragul că e simpatică. E abbiamo signorita Andrea de Costanza, la prima donna in terzo livello della Germania. Foarte bine a făcut că a fost intervista pe Traviane. Ascultați-mă, tu vrei să te imagini? Pe mine, uite, comportamentul. Ce să mă știu, nimeni. În primul rând că nu vă scaune.
frate, și nu ca să iarbă o fumează. Și nu mai mă atinge stacul meu, super scund. A perché siete interdite dalle saline in Germania? Pentru că are comportamente de hooligan. Aia trebuie interzise pe stadioane astfel de suporte. Mamă, băi, frate, eu am impresia că vine canicula și ți-e calcul din ția în gură. Aveam al meteo, vine canicula, ei nu, vine canicula. Agarici. Fac o chestie super normală, ai, frate. Când ea nu fac era programată pe lumea asta. Și noi suntem o țară tare, da? Deci eu sparg fețe la aia care nu mă suportă pe mine și pe echipa mea. Pe echipa mea sfântă. Farul! 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 Calma! E calmă cum farul! Bă, firea dracu de simpatică e bună, bă! Bă, ascultați-vă pe mine! Bă, ăsta e om de valoare! Bădească asta. Te iau la mine la Liga Profesionistă de Fotbal. Ascultați-vă pe mine și o pun la șefă la comisia de disciplină. Ăsta e omul meu. Sono la donna. Sono la Madonna dell'Italia. Like a virgin. Sì! Touch for the paru. Gata, bă, s-a făcut liniște pe stadion. Iată-i pe cei doi suspecți foteliști într-o situație mai puțin obișnuită.
nume gratis, nu-i așa? Da, luați Manfred! E bine și așa? Haideți, chiar dacă sunt sus. Ah, uite din față, mă, Elodia! Da, uite, Lazarus! Eu sunt Elodia! Nu mai căutați, nu? Suspect! Hai să vezi și celelalte zi ale săptămânii! Să nu spui ca în fiecare zi câte una, că nu te cred! Uite, marți, trece asturele, nenorocitul, ce face! Miercuri! Miercuri, încidă post! Hai, vorba să lași! Dați drumul nenorociților! Zdrențelor care v-ați închis aici! Pentru că atâta timp de care s-a ținut Maria de Jeniu, a venit momentul în care bătrata râie să se ține de pe ea. N-am văzut, bă, să aibă un nimăn ceva! Bănele! Bănele, vezi salvarea mea! Dă-mi drumul de aici, scoate-mă de la stroile astea! Homosexualul ăsta care m-a închis aici! Ai zis ceva, bre? Ia uite-l dracu, n-auzi acum! Dă-mi drumul! Bre, nu poți să-ți dau drumul de aici, bre, că ești bolnav! De ce crezi că te-au băgat oamenii ăștia în caratină? Vrei să bolnavești pe altcineva? Păi și atunci de ce ai venit? Îți fac o surpriză, bre! Ia uite, bă, unde era Andreea Marin, mă face... Nu sunt, bre, dar poți să faci o surpriză, da? Ia, bă, ce surpriză mai face? Ia, hai să vedem. Face, bă, o surpriză. Uite că nu-ți fac nimic. Nu-ți fac nimic. Fă curvăsăraie câte vrei. Ia-le pe toate în fiecare zi și cu asta basta. Îți dau și bani. Nu faci, vrei, nimic. Ia-le, fă curvăsăraie, îți dau și bani. Te transferi și străinătate și cu asta basta. Nu ierta pe nimeni, Bănele. Spun că la copilul meu, Bănele, îți spun că la copilul meu, dar eu când eram tânăr, eu la 20 de ani, nu ierta niciuna. Uite așa, fiecare zi vreau 10. Cum curvăsăraie? Păi pentru mine s-a inventat cuvântul. Nu le ierta, Bănele, fiecare zi câte ori. Stare că mă și emoționez de față cu fetele astea, mă, te-ai făcut! Bănele, spun ca la copilul meu, nu le ierta și în semn de onestitate și de suflet, așa, vreau să-ți dau și eu un cadou. Haide, prima ta cadou, nu? Vreau să-ți dau un cadou, ai înțeles? Ce cadou? Ca la copilul meu, uite, îți dau lățișorul ăsta. Mă mănâncă și n-al bocului! Ce mănâncă? Păi asta e, dacă te-a mâncat în funcție să-ți fac. Ai văzut filmul Coana după aur? Da. E, asta e partea a doua, mâncărimea după aur. Ai, dacă ai pus botul la vrăjeală, ți-am dat lanțul de aur, ți-a plăcut aurul, acum scapile. Hai să ieșim de aici, ja! Dar văsăraia se plătește cum e, luni, marți, miercuri, joi, vine. Hai, Dimre, lasă, mai să ieșim de aici. Păi nu ieșim, că suntem în carantină. Păi sus, mă, zborătesc cu tine, scoată, dai, dracu. Nu poate, vrei să-i bolnăvi pe aia de afară, mai înțeles? Cum e, bădele, luni, marți, miercuri, joi, duminică nu, că e prietenă cu ele, nu e duminică, ea, fata aia, nu. Noi marți, miercuri în carantină și cu asta vă asta. Mă mănâncă de noi! Așa, de la gură! Stai că mi-a bată de plecată! Mi-a bată de plecată! Deci eu am învățat lucrurile astea 7 ani de acasă, cu stupă 2, 3, 4, cu care... 7 ani! Un macac și o macacă mi-au pus problemă. Bună seara, București, bună seara, România, suntem Andreea Isca. Nu pot să ce răsă. Mă rețet. Acum vine prea mult pe la și le luat o să vină. E, nu, ciu, 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 ciu.